Fosta mare gimnastă de talie mondială, Ecaterina Sabo, a devenit cetățean de onoare al Devei. Multipla campioană a primit titlul în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local desfășurată ieri, 3 noiembrie. Din păcate, din cauza situației epidemiologice, ședința s-a desfășurat în format online, însă a fost transmisă live pe pagina de Facebook a primăriei. Ecaterina Sabo a obținut în cariera sa sportivă 28 de medalii, dintre care 15 de aur. Cati, așa cum era numită de colege, s-a antrenat și la aceste secetate deva cu antrenorii Adrian Goreac, Maria Cosma și Octavian Belu. Prin realizările sale remarcabile, Ecaterina Sabo a făcut cunoscut municipiul deva în țară și în străinătate. După ce s-a retras din viața sportivă și a urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din București, Katia a devenit antrenoare la DEVA. În anul 2000, Ecaterina Sabo și-a primit locul bine meritat în istoria gimnasticii mondiale, fiind inclusă în Hall of Fame-ul rezervat marilor gimnaștei lumii.